Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre artă și artiști. La vechea Pinacotecă din München se află unul dintre cele mai renumite autoportrete din istoria artei. Albrecht Dürer, născut la 21 mai 1471 la Nürnberg, a creat autoportret în haină de blană la vârsta de numai 28 de ani. Vi se pare că seamănă cu cineva? Dacă vă gândiți la o asemănare cu o reprezentare a lui Hristos, nu sunteți departe de adevăr. De ce anume a ales Albrecht Dürer să se reprezinte astfel, aflați în minutele următoare. În partea a doua este vorba despre artistul și poetul Octav Grigorescu, născut la 22 mai 1933. Galeria Plan B îi va organiza, începând cu 19 iunie, cea de-a doua expoziție personală în Berlin. Autoportret în haină de blană este un fel de Mona Lisa vechii pinacoteci din München. Contemporanului Da Vinci, Albrecht Dürer a inventat, practic, autoportretul. Cu acest autoportret din 1500, tânărul de atunci, de numai 28 de ani, va depăși orice tradiție, asemănarea cu reprezentările lui Hristos nefiind întâmplătoare. Trei autoportrete a pictat Albrecht Dürer. La 22 de ani, autoportret cu spin, aflat acum la Louvre, Paris. La Muzeul Prado din Madrid se află autoportretul cu peisaj, realizat 4 ani mai târziu, cu influențe evidente din arta renascentistă italiană. În ambele picturi, redarea chipului este cea în trei sferturi, cu redarea privirii dintr-o parte. Și, dintr-o dată, după numai 2 ani, acest autoportret sobru frontal. La începutul secolului al XVI-lea, redarea frontală a feței era asociată cu o imagine religioasă. În această poziție, până atunci, au fost pictați doar nobilii sau Hristos. De fapt, toată concepția operei, sobrietatea, privirea directă, părul lung auriu, poziția mâinilor, cea dreaptă accentuată în cadru cu degetele în semnul lui Salvator Mundi, amintește de reprezentările bizantine ale lui Isus. De aceea, autoportretul poate fi interpretat ca o metaforă a creației, a expresiei a credinței lui Albrecht Dürer în faptul că artistul este un alt creator după Dumnezeu, căci prin arta sa, artistul creează o lume nouă. Inscripția din dreapta și inițialele din stânga picturii accentuează această idee. În dreapta, Dürer a notat în latină: așa m-am creat eu, Albrecht Dürer din Nürnberg, în culori caracteristice la vârsta de 28 de ani. În stânga, Albrecht Dürer a creat prin inițialele sale AD primul logo din istorie, creându-și astfel marca proprie și scoțând artistul din anonimatul caracteristic evului mediu. Ambele, și inițialele și inscripția, se află la nivelul ochilor în portret. Dürer voia să ne atragă privirea asupra ochilor și a mâinii, metafore pentru a vedea și a picta caracteristicile artistului creator. Octav Grigorescu a fost pictor, grafician, ilustrator de carte, profesor universitar și poet. Galeria Plan B va organiza, începând cu 19 iunie, cea de-a doua expoziție personală a lui Octav Grigorescu în Berlin. Prima a avut loc la sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017. Lucrările din perioada anilor 60, marcate de participarea la Bienala de la Veneția din 1968, arătau relația dintre desen, pictură, poezie. În 2006 a apărut volumul postum de poezii Lotofagii, editat de Centrul Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Mogoșoaia și îngrijit de fratele său Ion Grigorescu. Ioana Vlasiu nota: Lotofagii, întâlniți de Ulise în peregrinările sale, descoperiseră mirajul uitării. Poezia este pentru Octav Grigorescu o strategie a uitării și scufundării în vis, ca parte a realismului integral la care aspira. Monolog. Sunt, nu sunt, malul mă străjuiește. Orice braț al cuvântului ciunt crește cu gândul de plin în cerul săvârșitelor senin. Darnic voi fi cu mine, voi uita de tot. Reneg stăruința spre bine, să-ntorc în prezent viitorul nu pot.
Acesta a fost Artfel de Jurnal, duminică 24 mai. Vă aștept și duminica viitoare. Până atunci, încercați să vedeți frumosul!